Primul tur de scrutin pentru alegerea viitorului președinte al Italiei a început luni, fără o listă clară de candidați. Premierul actual, Mario Draghi, vrea să candideze, însă există temeri că trecerea de la șef de guvern la șef de stat ar declanșa alegeri anticipate. Pare din ce în ce mai probabil ca primele tururi de scrutin să fie exprimate în alb sau cu nume inventate. Prima giornata di votazione sembrano tutti orientati alla scheda bianca. Gli schieramenti sembrano prendere tempo. Perché? Perché non c'è ancora un accordo largo, i nomi che girano sono un po' sempre gli stessi, il nome sicuramente più accreditato è quello del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Partidele politice au organizat reuniuni interne în weekend, dar nu au vrut să spună numele candidaților, deoarece votul pentru cel de-al 13-lea președinte al Italiei va pregăti de asemenea terenul pentru următoarele alegeri politice. Lucrurile s-au schimbat însă după ce Berlusconi și-a retras candidatura. Personalmente, certo, ho degli auspici. Credo ci sarà nei prossimi giorni, oggi e domani, sicuramente una chiarezza maggiore. Câștigătorul alegerilor îl va succeda pe Sergio Mattarella, care a ocupat funcția de șef al statului prin timp de 7 ani, o funcție care necesită perspicacitate politică și cunoștințe constituționale pentru a conduce Italia prin crizele sale politice frecvente. Președintele Italiei nu este numai chiar de ăsta, cum se spune, decorativ. Nici nu are cele mai mari puteri ca președintele Consiliului de Ministri. Are un rol important, un rol instituțional și este o funcție extrem de prestigioasă.